Stimați colegi, am convocat ședința de guvern pentru a dezbate și adopta un proiect de lege pe care îl considerăm indispensabil pentru a putea continua bătălia pentru apărarea sănătății și vieții cetățenilor români. După cum bine știți, în cursul săptămânii trecute, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra unei sesizări care a fost depusă de Avocatul Poporului, iar în urma deciziei Curții Constituționale, practic, suntem în situația în care această instituție a lipsit autoritățile de pârghiile necesare pentru a lupta cu eficiență împotriva răspândirii epidemiei și de a putea avea la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a îi feri pe români de riscul îmbolnăvirii de COVID-19. Pe data de 15 se va încheia starea de urgență care a fost instituită prin decret de către președintele României. Noi trebuie să avem garanția că vom avea la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a putea continua activitatea pe care am desfășurat-o în ultimele 3 luni, pentru că, practic, lupta împotriva epidemiei a început înainte de declararea stării de urgență. De ce am ales această soluție? Pentru că este clar că decizia Curții Constituționale ne limitează foarte mult marja de mișcare și pentru a avea deplină legitimitate pentru a putea menține acele restricții care sunt absolut necesare pentru protejarea sănătății românilor, am decis să elaborăm și să înaintăm acest proiect de lege. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru al Justiției, care a coordonat acest efort de elaborare a proiectului de lege într-un timp foarte scurt, pentru că decizia Curții Constituționale a apărut în cursul săptămânii trecute și ne-a pus în situația de a putea pregăti într-un ritm extrem de rapid proiectul de lege și îl invit pe domnul ministru Predoiu să ne prezinte pe scurt elementele acestui proiect de lege. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Domnule prim-ministru, stimați colegi, scopul acestei legi este protejarea vieții și sănătății cetățenilor în contextul pandemiei SARS-CoV, viață și sănătate care reprezintă valorile fundamentale și drepturile fundamentale în constelația drepturilor recunoscute de Constituție. Proiectul de lege cuprinde o serie de măsuri care pot fi luate pe durata stării de alertă, măsuri care să organizeze desfășurarea unor activități economico-sociale și din cadrul instituțiilor publice, astfel încât sănătatea și viața cetățenilor să fie protejate într-un mod coordonat și coerent, lăsând totodată libertatea de a se desfășura aceste activități în contextul dat. În ceea ce privește structura proiectului, el are o parte generală, dispoziții generale, care îi definește sfera de aplicare, în ceea ce privește măsurile, în ceea ce privește adresabilitatea ca persoane, dar și durata în timp. Este vorba de un proiect de lege care se adresează duratei de stare de alertă. În același timp, este un proiect flexibil, care, printr-o normă cadru, lasă la dispoziția autorităților în viitor posibilitatea de a apela la astfel de măsuri în cadrul unor alte epidemii, dacă va fi cazul, dar numai în starea de alertă. Partea substanțială, de mijloc, aș putea să-i spunem, a proiectului, compusă din contribuțiile și propunerile venite de la toate ministerele, cu atribuții în acest context, vizează măsurile sectoriale pe fiecare domeniu în parte, în competența fiecărui minister.
Sunt, în general, măsuri care se cunosc de către opinia publică, au fost publicate inclusiv în ziua de vineri pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și nu reprezintă o noutate din acest punct de vedere. În ceea ce privește dispozițiile finale, noi acolo am reglementat faptul că organizarea în concret, în detaliu, a punerii în aplicare a prevederilor din această lege revine fără îndoială și ministerelor, Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și altor instituții cu atribuții în acest context prin acte normative infralegale, dar care sunt doar acte de organizare. Adică hotărâre ale CNSSU, inclusiv guvernul prin hotărâre, și ordine comune de ministru privitoare la regulile pe baza hotărârilor CNSSU. Pe baza hotărârilor CNSSU și eventual alte acte normative subsecvente. Da, strict în cadrul stabilit de către lege și pe domeniile stabilite de lege, pe drepturile pe care legea le are în vedere. Aș vrea să mulțumesc și eu tuturor colegilor de la celelalte ministere. Nu nominalizez niciunul, pentru că, practic, toată totalitatea ministerilor au fost implicate și colegilor din staful tehnic pentru acest efort. În acest moment, proiectul, dacă este aprobat de guvern, va merge către Parlament și rămâne în responsabilitatea Parlamentului. Vom solicita dezbaterea cât mai rapid posibil, da. Procedură de urgență. Mulțumesc mult, domnul ministru. Domnul ministru Vela, să țineți cont de faptul că avocatul poporului a sesizat Curtea Constituțională și în privința reglementărilor care afectează starea de alertă și aici trebuie să fim pregătiți pentru că termenul de judecare la Curtea Constituțională este miercuri pe 13 și aici trebuie să fim pregătiți cu orice modificare care este necesară pentru a putea da replica legală, constituțională și faptică, astfel încât să avem un cadru normativ foarte clar privitoare la activitatea CNSSU și altor entități în cadrul stării de alertă. Suntem pregătiți și joi vă prezentăm formula de abordare. Bine, vă mulțumesc. Să începem dezbaterea.